Vă salut, 21 mai, cred că este ceasul 10, a sosit ziua mult așteptată, începem să scoatem mierea la salcâm. Salcâmul mai sunt câteva flori, cât mai ține, filmează un pic acolo, o zi, sunt uscate, este gata. Cum a fost salcâmul aici la mine, vânturi, frig, câte 3 zile a bătut vântul, a fost un an potrivit, vă arăt câteva familii, dar anul ăsta mai mult ca niciodată a ieșit în evidență faptul de a avea familii puternice de randament. Poate până acum o mai jucam noi cumva și vă dau un exemplu, 21 de regulă aici la mine o scoteam mire de salcâm după 1 iunie. 1, 2, 3, deja este devansat cu 10 zile, deci culesurile vin una după alta foarte, foarte strânse și nu facem față cu albină, dacă este albină puțină. O să vă arăt și roiurile care au fost maxim 3 rame ce au dat, dar ideea este următoarea, familii puternice, culesuri puternice, nu facem față. Și cum spunea și Doru din America, este o zicală nemțească foarte adevărată, ce este rebut, e rebut, adică dacă familia este slabă, este slabă, nu face miracole. Hai să-mi pun masca și vă arăt. A plouat. A plouat aseară, ploua bine aici la noi. După cum se prezintă, va fi un pic de miere polifloră, vom vedea dacă este neajucă și timp, dacă avem și albine. Oricum, astăzi demarăm operațiunea salcâm. Ăstea sunt goale, să știți. Fac roiuri, am vândut. Vă arăt câteva familie aici, doar de la un capăt, așa mai mergem și un pic acolo. Din un pic aici în spate. Este al doilea cap, dacă vin ori în față, ori în spate filmez. Asta e un pic așa. Mă complic prea tare. O să finez un pic și jos, da? Stai așa un pic. Stai în spate, am spus. Nu, poate vedea de tine. Uite-mi telefon. Care au fost puternice. Totuși, vreau să vă arăt anul ăsta la salcâm. Am nu știu câte 20 de familii. Anul trecut am avut o singură familie cu 3 caturi. Anul ăsta cred că am 20. Deci se vede un progres pe care l-am făcut în privința albinelor. Ia să luăm fix aici. Stați așa. Are 3 caturi. Va bine. Are miere și în catul ăsta. Și ultimul cat, să vedem. Tu le știu pe toate. Asta trebuie să-l dau al 4-lea cat, fără doar și poate. Uitați ce frumos. Și asta, pe aici mergem un pic la roiuri. Și asta trebuie să vin cu următorul cat. Asta e mire de salcâm. Acum dacă o scoatem, venim, le mai pun un cat, să nu treagă la roit. Haide un pic aici. Ăsta filmează un pic. Astea sunt roiurile.
Aceste sunt troile care au iernat maxim 3 rame. Le-am ținut pentru măci, dacă se pierd măci. Nu am avut mari pierderi, dar le-am lăsat așa. Nu le-am ajutat cu absolut nimic. Le-am lăsat de capul lor să vedem ce fac. Ne uităm un pic, vedeți că unul n-a luat un cat. Ia, dă din față, du-te în fața lor. În fața lor. Uitați ce frumos a făcut. Deci ăsta, repet, a avut maxim 3 rame de albină. Maxim cu indul. Așa să le spun, dar nu. Uitați. Deci, astea sunt măci împerecheate separat anul trecut. Asta nu a mers, dar vă arăt și asta. Atât a putut. Probabil voi veni de acum cu un cat și la ea. Să-i pun catul și ei. Nu au avut putere. Mai aud pe net cineva spunea că el a iernat pe 3 rame de albină și acum a scos 3 caturi de miere. E serios. Este imposibil fizic, nu. Era mai aproape. Acesta are mai puțin 1 2 3 4 5 6, maxim 6 rame de. A urcat, este mai slăbuț. Acum se dovedește ce este de capul mărcilor. Să știți. Fără a fi ajutate, fără nimic. Aici are 2, 4, 6, 7 și un pic pe 8. Ies în evidență măcile bune, dar hai la un rând să vă arăt o matcă bună. Hai un pic, câte minute sunt? 7. Asta e bun. Aici sunt goale toate, știți? Afară de două. Asta e acolo în față, o matcă care am făcut-o eu. Am văzut eu că se prezintă bine, era bunișoară, să vedem. Ce-a făcut la salcâm? Uitați, se vede, cred că stați un pic. Iau și o ramă. Tot un roi de asta, pe 3 rame a iernat. Au, n-a iernat pe mai mult. Uitați ce frumos. Asta nu înseamnă că trebuie să iernă pe 3 rame, nu. Zic, sunt măci care eu le-am testat. Acum la poliflora ele trebuie să-și dea... Își dau examenul complet. La poliflora mă aștept să facă treabă serioasă, dacă nu vor roi. Vă voi arăta acum în 3 minute ceva familii care v-am prezentat eu vârfurile anul ăsta. Ia să vedem ce avem aici așa. Nu știu dacă se vede. Bun. 3 caturi. Din partea asta rampă, aici nu este umbră, din partea rampă. Asta este roiul care l-am prezentat eu, cel mai bun roi de anul trecut. Să vedem ce e și în capul lui. Bun,
Hai, sergiță. Deci are două caturi și ceva de miere. Trei aproape. Asta nu înseamnă că astea de aici nu sunt bune. Ia să-i. Deci astea la fiecare ne mai trebuie dat un cat acum. Aici atrageam atenția, familie puternice, nu bune, foarte bune, dau randament. Hai și un pic să arătăm și aici la loc ceva. Și... stai acolo dacă poți. Știu ce telefon când filmezi. E încă dimineață, dar scoate miere astăzi. Și aici e familia cea mai bună de anul trecut. Nu cred că a fost cea mai bună și anul ăsta până la ora actuală. Ba da. Astea sunt imediat. Să arătăm și pe Ludmila, n-am arătat-o niciodată. Nu știu ce a făcut, ia să vedem la Ludmila ce a făcut. Asta e Ludmila, așa am denumit-o eu. Are și aici câteva rame, nu-i prin catul. Deci, salcâmul nu prea a dat, să știți. A fost nici timp n-a fost. Probabil nici albinele n-au fost ele. Cine știe ce. Dar atunci toate. Vin un pic arată aici, la fel, că mă rog ăsta. E un rog de anul trecut. Trebuie să mai vin cu un cat, are miere, că e al doilea cat. Stai un pic. Hai cum am țăpat. E tu cât mai așa. O frumusețe. Se vede? Bun, nu mai deranjăm lucrătorii. Dar are trei caturi, e bun. Ideea este următoarea, pe care voi cu siguranță o știți. Familiile puternice dau randament. Familiile slabe, potrivite, nu mai este timpul să ne jucăm cu ele până umple corpul de jos, le ajutăm, nu. Ce e bun. Deci închei cu concluzia neamțului. Ce este rebut, e rebut. De acum intru și eu la creștere de măci, nu m-am grăbit deloc, vreau să fac treabă bună și la facere de roiuri. Vă salut și numai bine!